Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Iată proiectul numărul 3 sau 2, depinde cum le categorizez, da? Cu acest minunat Chevrolet Camaro 2023, o mașinuță super nouă, super mișto, care a primit câteva îmbunătățiri, mai exact. Level 1 a primit partea de androidizare a sistemului original. Asta înseamnă că dacă ai o navigație originală și ai Apple CarPlay, da? Îți dau un dispozitiv, un gadget, îl bagi în USB și îți merge frumos partea de Netflix, YouTube și tot ce vrei, da? Online TV, video, tot. Dar o să vezi în partea dreaptă la fiecare clip aici unde dau eu cu degetul aici, în partea asta dreaptă sus, o informare unde poți să treci din clip în clip. Aceasta este una. O să mai poți să vezi când am făcut parte de echipament door, care poate las și la finalul acestui videoclip ca să fie câteva secvențe cu filmarea, da? Așa. Iar acum proiectul numărul 3, după câte v-am zis, vom monta acea cameră superbă cu 6 tipuri de comutări imagini care va fi montată în față. Bun. Ca să vedeți cât de nouă este mașina, abia are 37.000 de kilometri, da? Noi suntem în septembrie deja, pot să zic că 2023, mașina este în 2023, așa. Despre acest ecran am zis că dacă ai acest ecran și ai Apple CarPlay, îți dau o chestie drăguță, bagi în USB și ai tot ce înseamnă Netflix, YouTube, video și tot, da? Bun, iar înainte să vă prezint, adică hai să vă prezint așa, în cazul în care dai în mașalier, iată, ai această cameră de spate, da, cu ghidaj activ, cu tot, iar eu am să fac în momentul când extragi și bagi în drive și pornești sau așa, să-ți autoactiveze camera de față sau dacă nu, maxi, o să apeși un butonel pe baza căruia se va activa camera de față. Ce îmbunătățiri mai putem noi aduce aici? Ar fi partea de cameră de vedere, de monitorizare trafic, atât față cât și față spate. Mergem mai jos. Parte de lumini ambientale, exact mașină ce avem acum. Terminăm și un Porsche Cayenne 2023 și un Mercedes W211, așa, foarte frumoase cu lumini ambientale. Așa. Mai putem să facem plafon stelat dacă vrei. Mai putem să facem încălziri în scaune, dar asta are și încălziri și răciri. Iată că acum văd că are puiuț în spate și poți să-i pui monitor, tetier exact pe spate. Frumos, ok? Iar ce s-ar mai putea pune? Ar mai fi partea de pornire din ceas inteligent din telefon cu localizare, monitorizare, trafic, tot. Mai avem pentru diverse variante și folia anti-glare și anti-amprentă, dar aici nu neapărat este cazul. Dacă n-ai Apple CarPlay, poți să ți-l fac. Dacă ai Apple CarPlay și cu fir, poți să ți-l fac să fie inclusiv și fără fir. Iar dacă toți sunt în același proces în care eu demarez partea de evacuare, da? Pentru că acum fac filmare și pentru evacuare și pentru tot, iată, aici este echipamentul care va fi și el montat. Un generator, un modul, da, care vine sub mașină frumos, modulul vine conectat la calculatorul mașinii și va fi ca perfect competent să preia tot ce înseamnă turație, dezaccelerare, accelerare și să-ți facă niște pops and bamsuri adevărate. Foarte realistice. Având în vedere că este un benzinar și este motor de, nu știu, 2 litri și ceva, cred că, așa, nici nu știu ce motor are, sincer, este foarte silent, foarte, să zic așa, liniștit, da? Ei, noi acum o să-l facem un pic mai turbo, doar că pe parte de sunet, fără putere, fără a-i oferi absolut deloc nicio performanță, doar va avea niște tonalități foarte realistice care vor fi competente pentru această mașină. Nu punem două, va fi doar unul pentru a fi ceva mai silent, ceva mai normal, cât să existe cineva în sistem și ca să fie o prezență tonică în preajma mașinoții. Ok? Bun, hai să instalăm inclusiv camera, torul. O să vedeți în partea dreaptă sus, repet aici, în dreapta sus, o să aveți videoclip cu clipul anterior și tot ce s-a petrecut cu această mașinuță. Așa că hai că dăm bătaie la camera de față, după care o să vă las și câteva secvențe pe spre tor. Am demolat tot ce înseamnă partea centrală, da? Tot ce este partea de consolă, iată, tot peretele frontal, am scos afară monitorul, am scos afară tot ce înseamnă pe lângă ceasurile de bord, tot. Așa, mai avem de săpat pentru că trebuie să-i găsim, el este odată monitorul și trebuie să-i găsim creierul,
Da, sincer, l-am găsit. O să mă adaptez în el. Nu-l arăt pentru că vreau să vă invit la mine ca să vedeți această situație gata rezolvată. Pentru că sunt multe secrete de care ne dăm seama singuri, așa că nu vrem să le dezvoltăm. Deci, în cazul în care o să doriți această operațiune, mai ales că aceasta este o premieră în România, nimeni n-a făcut pe Chevrolet Camaro varianta asta nouă ca să pună și să amplaseze încă o cameră peste camera originală. Așa că hai să fim unici și hai să vă arăt exact rezultatul final. Deci tot este demolat, apărat, tot nu este zgâriat. Și acum hai să săpăm în continuare și să începem deja să ansamblăm, pentru că am ajuns unde trebuie, ne-am înfipt unde trebuie cu modulul. Avem un modul care face permitere de cameră, față, spate, una alta. Dar astea sunt alte detalii, că în cazul în care doriți, vreau să apelați la noi, vreau să veniți la noi, vreau să vi le fac eu sau, dacă vreți, prin intermediul nostru în toată țara vă pot ajuta și atunci omul e consiliat și știe exact unde trebuie să intre în sistem. Ok? Hai să amplasăm camera, hai să vedem primele probe. Deja am pus partea carcasată și tot ce înseamnă partea de bord sus. Mai vine, iată, și această copertină frumos aici, da? După care am să înșurubez totul la loc, am să pun și monitorul în modul lui original, da? Hai că am nevoie de ambele mâini pentru că aici trebuie să fie totul capsat perfect, dar iese bestial, deci n-am nicio treabă, n-am rănit absolut deloc nimic, de aia și fac videoclipurile astea ca să pot prezenta clientul în cazul în care cineva umblă după mine ca să știe că trebuie să aibă grijă. Proiect terminat cu succes, deci acest minunat Camaro, hai să vedem unde a primit camera de față, văd acolo frumos în bară. Nici nu se vede absolut deloc de niciun punct de vedere, da? După câte v-am zis, ea va fi capabilă să vadă până în capătul străzii, în prima fază, și totodată de aici va fi capabilă să vadă acea mașină exact care o vedeți că a intrat în stradă, ok? Acum voi intra înăuntru un pic și vă voi face două, trei demonstrații să le vedeți de la Z cât de minunat a ieșit acest proiect cu această cameră. Bun, iar acum că suntem în interior, vreau să vă arăt cum funcționează de la Z acest sistem. Odată că introducem un mașalier, extragem din mașalier și îmi bagă imaginea originală, cât îmi bagă și imaginea nouă a camerei frontale. Ea va sta fără să-i fac nimica undeva la 10-12 secunde, exact ceea ce vedeți acum. Dar eu am un butonel pe baza căruia, dacă l-apăs, în momentul de față o să văd foarte adânc în partea stângă, foarte adânc în partea dreaptă, da? Și pot vizualiza dacă îmi va veni o mașină de oriunde. Pentru că am pus o cameră frontală cu 180 de grade, 6 tipuri de comutări imagine și va fi demențial, pentru că o să vedeți când îmi vine ceva, abia aștept, că sunt foarte obturat, atât pe stânga, cât și pe dreapta, și e o mașină destul de joasă, nici nu văd foarte bine din acest habitaclu. Așa că dacă am noroc să vină o mașinuță, o să o pot vedea de la o distanță foarte, foarte mare. Bun, este o oră destul de târzie, după câte v-am zis, și nu prea circulă acum mașinuțele, dar măcar o să vă arăt, așa zis, potențialul acestei camere, cât de larg este vizibil orice. Apăs odată, îmi lupez fața, mai apăs odată, îmi face o deschidere de mai largă, da? Atât stânga cât și dreapta. Mai apăs odată, îmi văd botul, mai apăs odată, văd 180 de grade sus, cât și părțile două lupate de jos, ok? Mai apăs odată, văd 180 de grade sus, iată cum vine o mașină pe stânga, nici n-am aveam cum să o văd din stânga, da? Și mai apăs odată și iată, în acest caz, văd tot, iată o mașină din dreapta, 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 iată, și abia acum îmi apare exact ceea ce vă zic, iată, cred că dacă bine aș fi văzut, mai vine una, că între timp mă uit și în partea de filmare, mă uit și în partea de cameră, încerc să vă ajut să vedeți dacă puteți să observați vreun obstacol. Dar aceasta este camera care este montată și vede foarte bine atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, fără probleme. Pot să zic că este cât de cât destul de eficientă, da? Păcat că nu am flux de mașini ca să vă pot prezenta mai mult varianta asta obturată, cum vine o mașină, da? Sau cum vine din depărtare de acolo din dreapta, dar eu zic că se vede foarte clar, că vedeți și blocul acela care este acela, se vede aici, da? Și în dreapta se vede foarte larg și de departe că nu am absolut deloc probleme cu vizibilitatea. Bun, acum aștept,
aștept să văd, poate am norocul. Deci camera are 6 tipuri de comutări, momentan îmi stă activă cât timp vreau eu, nu oscilează, nu are trepidații de cameră, nu are absolut deloc nimic, totul merge perfect, da? Suntem în N, suntem în liber, putem să ne acționăm când dorim noi, deci dacă apăs pe buton, revin la meniul inițial, dacă îl apăs, revine la meniul de cameră, deci este într-un mod superb, fără nicio problemă. Dar dacă nu avem flux de mașinuțe acum, ce o să voi face? Dacă nu, mă voi duce un pic și voi face o parcare la o bordură, da? Care să vă prezint cam cum se prezintă ea, ok? Mă duc și vă fac parcarea frontală, care ar fi acolo la o bordură, care eu nu prea am cum să o văd, ok? Iată, mă duc aici, da? Și dacă văd că este o bordură și poate e mai înaltă, ok, iată, mă duc până într-un punct unde vreau eu să văd camera, ok? Iată, mă duc cu botul, hop, și poate până acolo, până unde cred că ar fi punctul final, ok? Ies acum, fac frumos în parking și hai să văd exact dintr-o bucată cam până unde mă poate ajuta această cameră ca să fie, iată, o parcare cât de cât superbă, da? Deci n-am 2-3 degete diferență de parcare, ok? După ce încerc să îmi cunosc un pic camera, deoarece este mult mai în interior, poate am curaj să parchez mult mai aproape această variantă de parcare, da? Deci, în cazul în care, repet, încerc să îmi cunosc camera, după aia o să fie puțin mai ușor. Iar în momentul de față, iată, introduc în marșalier și mă duc frumos înapoi. Ambele camere văd foarte bine, deci pot să zic că sunt ce trebuie. Mergem și să ne băgăm frumos la loc cum am fost. Ok, iată că merge bine, n-ai treabă, îl extrag și îmi rămâne camera frontală exact cum am fost adineauri. Dar acum, dacă am noroc să-mi vină vreo mașină, ceea ce se pare că la ora asta nu prea am noroc, da, aș putea să văd tot ce se întâmplă atât pe stânga cât și pe dreapta. Bun, din mare cam atât am vrut să vă prezint despre această cameră. Îmi pare rău că mai mult nu pot să vă arăt deoarece nu este trafic și nu este flux. Dar tot ce trebuie să știți, vă las un final de video unde vă zic cum puteți cotrobăi puțin în tot ce înseamnă website-ul nostru, YouTube-ul nostru, cum puteți lua legătura cu noi și cum puteți accesa tot. Vedeți TikTok-ul nostru în dreapta, unde vedeți foarte multe asemenea proiecte realizate, da? Plus partea de YouTube, unde avem multe videouri, ok? Rămâi aproape că primești toate informațiile în cazul în care vrei să accesezi, să ai și tu o cameră pe față pe mașina ta. Dar, iată, cred că acum avem noroc și cred că vine o mașinuță, dacă nu va parca, că o văd. Da, iată că vine una din depărtare, iată. Uite că-i vezi farul, iată că-i văd farul, iată că vine. Uite, și abia acum va apărea. Deci exact ce v-am zis, că această variantă vede super de bine, da? Ba, rămâi pentru restul info-urile. Am decis să facem un final, să zic așa, în varianta de general, pentru toate tipurile de videoclipuri. Acesta va fi finalul. Deoarece vreau să vă ajut într-un mod foarte simplu, foarte elegant, cum puteți să cotrobăiți în tot ceea ce este modul nostru de căutare și cum puteți să ajungeți cel mai ușor la modul dorit de a finaliza o căutare sau să finalizați un proiect care doriți să îl vizionați. Deci, pasul întâi, da? Vă spun din start, vă rog frumos, mă puteți suna de luni până sâmbătă, exclus duminică, orele 9:19, ok? Nu mai repede, nu mai târziu și de 10.000 miliarde de ori vă zic, nu mă deranjați duminică, pentru că foarte mult să scrieți duminică, mă provocați să vorbesc, dar nu pot să vorbesc și nu vreau să vorbesc duminică. Deci duminică, vă rog frumos, nimeni să nu mă deranjeze, fiecare să se relaxeze. După care, hai să începem așa. Avem așa, Facebook, YouTube, Insta, TikTok, WhatsApp, toate le găsiți pe partea și pe canalul nostru de web, da? Pe www.soundidentity.ro. Întotdeauna clipurile noastre apar mult mai repede pe canalul de TikTok și am să încerc să-l deschid aici, să văd dacă reușesc și sunt logat pe acest dispozitiv, da?
În varianta de TikTok, dacă cauți acest text, Sandu Hifi, simplu, nimic altceva, Sandu Hi-Fi, Sandu Hifi, e, aici poți să intri, dar îmi dai mesaje, nu prea știu unde să caut mesajele, dar mai bine nu îmi scrieți mesaje, ci scrieți-mi. Da? Iată, aici am făcut niște diversificări, adică Volkswagen, Tesla, Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Dacă îi dai pe Porsche, vezi numai Porsche-uri de pe TikTok. Dacă îi dai Tesla, vezi Tesla. Dacă îi dai Mercedes, Mercedes, BMW, BMW, Audi. Așa, și cam atât am în partea de sus. Bun. După care, aici în varianta TikTok, da, iată că o să vezi foarte multe prezentări. Odată că vezi varianta de camere de vedere, ce v-am zis, lumini ambientale, da, proiect tot așa cu lumini cu trimuri ambientale, varianta de androidizare pe sistemul original la cel mai nou tip de Mercedes plus niște tweetere 4D demențial de frumoase. Iată navigație pe Alfa Romeo, vedeți navigație pe Grand Cherokee, pe Kia Stonic, nici n-am auzit de el, 2023, și pe i30 am făcut androidizare, adică dacă ai sistemul original de Apple CarPlay, poți să-ți implementezi un modul care să-ți facă full Android sistemul, exact asta am făcut și la 223, da? Plus cheile acestea inteligente care le vedeți că le-am prezentat. Să, iată, cel mai mare sistem de navigație pentru un E90, da? Varianta de prezentare și aici vedeți foarte multe variante, iată la GLC, varianta de aceasta de chei, de camere, de lumini ambientale, ok? Vedeți foarte multe sisteme de navigație, Hyundai, Renault, Porsche-uri, tot ce doriți puteți să găsiți aici prin TikTok-urile mele, lumini ambientale, iată, așa, sisteme de navigații diverse, tot, da? Deci pe TikTok, dacă mă cauți Sandu Hifi, aici poți să vezi foarte, 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 foarte multe proiecte superbe, da? Bun, după care revenim și tot aici în shop-ul nostru online, după câte v-am zis, avem Facebook. Unde pe Facebook? Vă zic și Facebook-ul, dar nu-mi scrieți mesaje pentru că nu avem timp de mesaje. Facebook, Sandu Vancea, soundidentity.ro, Toru Radia, dealer autorizat, partea cu evacuările electronice, da? Căci și partea de încălziri în scaune Oradea. Totodată mă găsești pe Insta, nu-mi scrie mesaje, că nu am timp de răspunsuri, maxim pe WhatsApp aici, da? Pe Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro, cât și partea de evacuări Tor Oradea, dealer autorizat. Pe partea de WhatsApp mă poți găsi 0722378512, iată acesta este numărul care îl vedeți și jos, sus, la final, la început de clip și în partea de descriere a videoclipului. După care pe canalul de YouTube, dar nu înainte să vă arăt, în cazul în care nu ați evitat și n-ați văzut, cum puteți să căutați la mine în canalul, în partea de site, unde deja am pornit partea de vânzări online, orice vrei să cauți. Vrei să cauți o navigație, îi dai la configurator, căutăm o altă autonavigație, da? După aia dăm marcă, de exemplu, hai să-i dăm un Mercedes, ok? Așa, că acolo avem foarte multe. Uite, din 4300 de navigații, când mă întrebați, domnule, cât costă una? Nu știu, pentru că uite, dacă îi dau că marcă înapoi, deci din 5000 ceva de produse am 4313 navigații. Deci uitați-vă atent, vă rog frumos, că e foarte, foarte simplu site-ul meu. Intri, îi dai Mercedes, Audi, BMW, ce vrei tu. Și după aia te întreabă model după an și te ajută și modelul și anul și tot, da? Căutăm un, hai să zicem, un GL, GLS, orice altceva. Și aici aveți 3 produse, da? Hai să căutăm undeva, uite, aici la mele, 18 produse. Ți arată câte produse ai. Deci dacă am 18, unde am? Cam 3. Dar dă-i în jos, pentru că vă zic exact clar, pentru că mulți nu sunteți atenți un pic și poate nu cunoașteți rularea site-ului și atunci nu le vedeți în mod de rulare. Ok? Asta este o variantă de căutare. Vrei să cauți altceva? Camere. Acum implementăm camerele. Oricum, după ce vedeți clipul ăsta, poate peste... Sau vrei să introduci o cameră într-un sistem original, vrei să ai Bluetooth, Bluetooth audio, cameră monitorizare trafic, da? Hai să mergem tot așa, marcă, hai să luăm aleatoriu, uite, Skoda, am de 18 produse, care? Hai să vedem care are mai multe, Octavia, MK2 sau oricare altul, da? Îți arăt aici manoperă card USD și îți arată variante, avem de la 699 de lei până la 4K la 1250 de lei, dar citește, ai cameră față-spate sau ai cameră doar față? Scrie aici, filmare față trafic plus parcare, adică și în trafic și în parcare, față spate trafic plus parcare. Dacă te uiți aici, filmare față trafic, doar față trafic plus parcare,
față trafic, fără parcare. Adică modul în care static nu-ți va filma. Aici, față, spat, trafic, fără parcare. Următorul este față, spate, plus parcare. Deci citiți textele, vă rog, pentru că așa vă veți dea seama exact ceea ce trebuie să găsiți. Vă mai dau încă, iată, așa, am ceasuri digitale, mai nu am detectoare, modul Apple CarPlay, dacă vrei pentru o mașină, da, cauți aici, marca, uite, Audi, că sunt multe, și hai să vedem un modul care este, deci tot este transparent, numai să fiți, vă rog frumos, atent, pentru că prin transparența aceasta puteți să vedeți tot. Avem variantă de Apple CarPlay care îți face Apple-ul fără, varianta full Wi-Fi fără cablu, Android-ul, auto ți-l face full fără cablu, avem Android Box-ul care îți face, androidizează tot sistemul și după aia sistemele de Apple CarPlay care le vedeți direct aici, ok? Bun, după care hai să mai vedem încă o soluție, da? Vrei să îți introduci într-un sistem original o cameră de parcare, îți cauți așa, modul cameră parcare față-spate în sistemul original. Da? Deci în sistemul original, când nu vrei să schimbi navigația, marca, uite, Audi, pentru că acum lucrează fata noastră la ea, da, model, uite, hai să vedem care are, de exemplu A3 OPEU, da, ok, și aici poți să vezi, iată, modulul care îți face această permitere de intrare în sistemul original, ok, sau ia să vedem un Audi Q5, de exemplu, ia să vedem, uite, Q5 8R, 2018-2017, da? 2008-2017. Avem o variantă care știe doar cameră spate, care este 1200 de lei, sau știe cameră față-spate, doar cu 300 de lei mai scump modulul. Și atunci, în varianta aceasta, când ai aceste opțiuni, doar cu 300 de lei diferență, este mult mai rentabil să-ți iei față-spate și atunci știe două variante. Când scoți din mașalier, știe să-ți activeze și partea de față, dar asta nu în toate cazurile, deci de-aia trebuie un pic să comunicăm ca să vedem despre ce e vorba. Iată, am și pentru Q7 nou, 4M nou, da, tot așa modulele care sunt, ok? Plus camerele aferente, vin recent, o să punem și prețuri de manoperă, o să punem tot. Acum suntem în construirea site-ului. Vrei o evacuare electronică, iată, mă duc și aici. O să-i dau, de exemplu, toro evacuare, selectez marca sisteme Toro Exhaust, selectez model Toro Exhaust și atunci vei vedea aici tot ce înseamnă accesorii, fără să tai niciun cablu la Audi, plug and play, frumos, freză dacă vrei, da? Varianta de montaj, fără sudură, cu sudură, modul cât e un difuzor, citește, tor generator de sunet, difuzor, este atâta, după care tor, modul, da? Modulul central care vi l-am prezentat este atâta, un sistem cu un kit atâta, un sistem cu două kituri atâta, deci tot este să vezi ceea ce s-a efectuat aici ca să poți să ai control asupra oricărei căutare. Tot este mură în gură, numai un pic trebuie văzut. Sistem de ridicare, portbagaj, hai să vă mai arăt un pic, da, marcă, uite, Cadillac, că-s trei bucăți, da, și model, ce model? XT4, ok? Și aici poți să vezi, iată, manoperă plus partea de sistem, ok? Bun. Acum, după astea spuse, că vreau să vă arăt de la Z cum să cotrobăiți în site, după care bine ați văzut că puteți și să comandați online, fără probleme, mai facem aici o secțiune de galerie video. La galeria video, vă dau un exemplu, am peste 1000 de videoclipuri în canalul de YouTube și vreau să vă ajut cum să găsiți, dacă vreți, doar o marcă de Audi. Uite, îi dau la Audi, da? Și din 1000 de clipuri, cum găsesc eu, de exemplu, tot ce ai făcut la A4 B8? Uite, așa. Îi dai A4 B8 și din tot YouTube-ul meu de 1000 și ceva de videoclipuri, îți va arăta al meu site clipurile care le am cu A4 B8 aliniate. Doar totul este să fii atent și să citești, dai click pe el și te duce direct în canalul de YouTube și poți să le și vezi. Și apropo, dacă toți suntem aici, deci la clipuri video, acum o să le facem și o să le organizăm. Iată ce A6, uite, C6, ok? O să arate clipurile A6, C6, doar 4 clipuri. Momentan am mult mai multe, dar încă sunt în probă să văd dacă funcționează această opțiune. Deci am performantizat și această variantă ca să fie cât mai superbă, da? Și să vă mai arăt încă o situație foarte tare. Configurator, autonavigații, marca, hai să zicem BMW, ok? Uite cât de simplu e site-ul. Eu nu vă arăt nicio reclamă, nu vă arăt alte produse, nu vă arăt nimic. Uite, seria 3 E46, de exemplu. Da? Intrăm aleatoriu pe un prim produs, oricare, el. Da? Am intrat pe el, ceea ce este superb, că dacă vrei să mai prinzi idei, da?
Totdeauna citește ce este cu roșu pentru verificarea compatibilității. Vă rog să ne sunați. Așa. După aia zice, atenție, mașina cu radio CD de fabrică, fără cramare, vă vor avea. Deci toate atenționările venea în dat, plus că ceea ce mai este încă superb, videoclipuri demonstrative pentru gama BMW, îi dai click aici. Ai dat click aici, te duce direct în canalul meu de YouTube, în playlistul BMW, care am să ți-l arăt imediat ce înseamnă playlistul BMW, unde o să vezi foarte multe clipuri. Și aici, uite, numai BMW-uri vezi, doar BMW. Și aici poți să-ți vezi idei de BMW. Da, hai să vedem cum ajungi aici, în cazul în care chiar vrei să ajungi în YouTube, da? Îi dăm frumos o căutare, uite aici în YouTube, și scriem, da? Îi dau text, îi scriem Sound Identity, acest text, da? Iată. Bun. Când ai click pe această operațiune, o să dai de acest logo. Când ai dat de acest logo, scrie Sandu Hifi Shop Sound Identity. Da, doar dai Sound Identity și te duce aici. Sau Sandu Hifi dai și te duce aici. Mulțumesc tuturor care sunteți subscriber. Momentan sunteți atâția. Acest videoclip, finalul de videoclip, am să-l folosesc pentru mult mai multe videoclipuri. Așa, pentru că vreau să vă dau cât mai multe informații. Dai click pe el, da? Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături și pe TikTok și pe YouTube, peste tot. Aici, odată că vezi informațiile, site-ul, comenzi, instalări, tot, 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 plus v-am zis număr de telefon sus, jos, la final, la început și în descriere. După care, dacă răsfoiești, vezi aici ai Home, Videos, Short Life, Playlist sau acasă, videoclipuri, shows live, playlisturi, da? Dacă îi dai pe videoclipuri, totdeauna o să vezi ultimele mele clipuri expuse, da? Deci, de exemplu, aici lumini ambientale, aici reparat un Bentley Continental, aici montat pe Porsche Cayenne ceva, navigație superbă și vezi aici mașini de mașini, că și eu mă minunesc câte mașini Maserati, Hyundai-ul noi, câte variante și generații de mașini, cu începând de la lumini ambientale, de la pornire din ceas inteligent din telefon, de la implementare, CarPlay-uri, camere de vedere, evacuare electronică, inclusiv și pe AMG-uri, pe Tesla, pe tot ce vrei, da? Camere trafic, iată X6 2023, o să vedeți foarte multe mașini 2023 la mine, iată Porsche Panamera 2023, 4e hibridul, tot ce vrei găsește aici, dar dacă vrei să găsești exact o marcă de mașină, îi dai aici la playlist-uri, da? Apeși neapărat Created Playlist, ceea ce pe calculator îl găsești tot sub Home sau sub pagina de pornire, îi dai Created Playlist. Nu te uiți la astea, ci începe, nu te uiți până nu o să le vezi. O să înceapă așa și citești. 01 top proiecte, 02 Sandu, 03 tor evacuare, 04 alarmă, 05 încălzire, 06 sisteme. Ce înseamnă acest lucru? Dacă am pus o evacuare electronică pe o Tesla, pe un Touareg, pe un Maybach, pe un BMW, pe un orice, toate clipurile sortate ca și torul le găsești doar aici în 03. Da? Bun, dacă de exemplu vrei să cauți sisteme audio pe mai multe mașini implementate, mergi la următorul, la 06. E, aici găsești multe mașini la care am făcut sisteme audio, Mercedes-uri, BMW-uri, Porsche-uri, tot, incinte, bași, tot ce vrei găsești aici la diverse mașini. Dacă vrei să vezi, de exemplu, încălzire în scaune, alarmă cu pornire mașină, da? Alarme ce pornesc din telefon, din ceas inteligent, din tot. Încălzire în scaune, față, spate, senzor de parcare, la ce nivel putem să facem, monitoare în tetiere, Apple CarPlay-ul să-ți faci Waze-ul, YouTube, Google-ul direct pe sistemul original, da? Mașini americane, reparații electrodiverse, kituri tuning exterior. Deci toate acestea le poți vedea frumos sortate, da? Iată, cameră, față, spate, DVR, ok? Deci poți să vezi și aici, vezi, 82 de videoclipuri, 8 videouri, 83 videoclipuri. Găsește aici câte sunt, o? Aoleu, la CarPlay-uri câte? 101, da. De la 14, la 14 avem ambientale, de exemplu, dacă vrei să vezi numai ambientale puse pe diverse mașini, aici vezi tot felul de nebuneli de ale mele cu lumini ambientale. Bun. După care, de la 15 încolo, începe alfabetul auto. Hai să vedem. Asta înseamnă că Alfa, Audi, BMW, Chevrolet. A, B, C, iată, D, Dacia, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Unde vrei tu? Maserati, Mercedes, Mitsubishi, Mini, Nissan, tot ce vrei le găsești aici, ok? Deci în ordine alfabetică le găsești frumos aici toate, da? Deci tot găsești aici foarte elegant expuse. Sper că am reușit să fiu cât mai concret. Totul rămâne în cazul în care doriți orice echipament să accesați site-ul nostru www.soundidentity.ro, da? Totodată, de aici puteți comanda, puteți să vă programați la instalări, vă putem oferi servicii în toată România,
peste tot avem instalatori, da? Vă pot ajuta în foarte multe. Și atunci nu uitați site-ul unde puteți să vedeți. Vedeți, cu câteva minute anterior v-am arătat cum se configurează, cum se găsește. Aici mă găsesc pe canalul de YouTube cu playlist-uri create, cum v-am arătat, și îți găsești ce vrei tu, ok? Nu uita, peste tot, Sound Hifi, Sound Identity, bye bye!